Capitolul 7. Când a isprăvit Moise de așezat cortul, l-a uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui. Le-a uns și le-a sfințit. Atunci mai marii lui Israel, căpetenile caselor părinților lor, și-au adus darurile lor. Aceștia erau mai mari semințiilor care luaseră parte la numărătoare. Ei și-au adus ca dar înaintea Domnului șase care acoperite și 12 boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie, și le-au adus înaintea cortului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii, să le dai leviților fiecăruia după cum cere slujba lui." Moise a luat carele și boii și le-a dat leviților. A dat două care și patru boi fiilor lui Gershon, după cum cereau slujbele lor. A dat patru care și opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Căpetenile și-au adus darurile pentru târnosirea altarului în ziua când l-au uns. Căpetenile și-au adus darurile înaintea altarului. Domnul a zis lui Moise, Căpetenile să vină unul câte unul și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului. Cel ce și-a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon, fiul lui Aminadab, din seminția lui Iuda. El a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. A doua zi și-a adus darul Netaneel, fiul lui Tsuar, căpetenia lui Isahar. El a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicri, un lighean de argint de 70 de sicri după ciclul sfântului locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicri plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un sap pentru jertfa de ispășire." și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Tsuar. A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, a adus. O farfurie de argint, în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli, după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu unt de lemn, pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de 10 sicli, plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot un țap pentru jertfa de ispășire și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn, pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elițur, fiul lui Ședeur. A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Shelumiel, fiul lui Tsurishadai. A șasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicri plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. A șaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elishama, fiul lui Amihud, a adus, o farfurie de argint în greutate de 130 de sicri, un lighean de argint de 70 de sicri după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de 10 sicri plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn, pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahțur. A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Gideoni, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Gideoni. A zecea zi căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amishadai, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicri, un lighean de argint de 70 de sicri după ciclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire." și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amishadai. A 11-a zi, căpetenia fiilor lui Asher, Paguiel, fiul lui Ocran, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de siclii, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul sfântului locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare. O cățuie de aur de zece sicli plină cu tămâie. Un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot. Un țap pentru jertfa de ispășire. Și, pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu unt de lemn pentru darul de mâncare, o cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jertfa de ispășire și pentru jertfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. Acestea au fost darurile aduse de căpetenile lui Israel pentru târnosirea altarului în ziua când l-au uns. Au fost 12 farfurii de argint, 12 ligheane de argint, 12 cățui de aur. Fiecare farfurie de argint cântărea 130 de sicli și fiecare ligian cântărea 70 de sicli, așa că argintul acestor unelte se ridica în totul la 2400 de sicli, după siclul Sfântului Locaș. Au fost 12 cățui de aur pline cu tămâie, câte 10 siclii cățuia după siclul Sfântului Locaș. Aurul cățuilor se ridica în totul la 120 de siclii. Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost 12 viței, 12 berbeci, 12 mii de un an, cu darurile de mâncare obișnuite, 12 țapi pentru jertfa de ispășire toate dobitoacele pentru jertfa de mulțumire, 24 de boi, 60 de berbeci, 60 de țapi, 60 de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului după ce l-au uns. Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care îi vorbea de pe capacul ispășirii care era așezat pe chivotul mărturiei între cei doi heruvimi și vorbea cu Domnul. Capitolul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și spunei: Când vei așeza candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului. Aaron a făcut așa. A așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. Sfeșnicul era de aur bătut, atât piciorul cât și florile lui erau de aur bătut. Moise făcuse sfeșnicul după chipul pe care îl arătase Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. Iată cum să-i curățești. Stropește-i cu apă ispășitoare. Să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curățească să ia apoi un vițel cu darul de mâncare obișnuit făcut din floare de făină frământată cu unt de lemn și să mai iei un alt vițel pentru jertfa de ispășire. Să apropii pe leviți înaintea cortului întâlnirii și să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. Să apropii pe leviți înaintea Domnului și copiii lui Israel să-și pună mâinile pe leviți. Aaron să lege pe leviți într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel. Și să fie închinați astfel în slujba Domnului. Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru leviți. Să pui pe leviți în picioare, înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui, și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului. Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel, și leviții vor fi ai mei. După aceea, leviții să vină să facă slujba în cortul întâlnirii, astfel să-i curățești și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat căci ei îmi sunt dați cu totul din mijlocul copiilor lui Israel. Eu i-am luat pentru mine în locul întâiilor născuți, din toți întâi născuți ai copiilor lui Israel. Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al meu, atât din oameni cât și din dobitoace. Mie mi-am închinat în ziua când am lovit pe toți întâi născuți în țara Egiptului și eu am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai copiilor lui Israel. Am dat pe leviți în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel și astfel copiii lui Israel să nu fie loviți cu nicio urgie când se vor apropia de sfântul locaș. Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviții tot ce poruncise lui Moise, domnul, despre leviți. Așa au făcut copiii lui Israel cu ei. Leviții s-au curățit și și-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească. După aceea, leviții au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii în fața lui Aaron și a fiilor lui. În tocmai cum poruncise lui Moise domnul cu privire la leviți, așa s-a făcut cu ei. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo de la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește slujbele lor. Capitolul 9. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai în luna întâi a anului al doilea, după ieșirea lor din țara Egiptului, și a zis, copiii lui Israel să prăznuiască Paștele la vremea hotărâtă. Să le prăznuiți la vremea hotărâtă în a 14-a zi a lunii acesteia, seara. Să le prăznuiți după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele. Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paștele. Și au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai copiii lui Israel au făcut în tocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. S-a întâmplat că niște oameni, fiind necurați din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paștele în ziua aceea. Ei s-au înfățișat în aceeași zi înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. Și oamenii aceia au zis lui Moise, Noi suntem necurați din pricina unui mort, de ce să fim nevoiți să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel? Moise le-a răspuns, Așteptați să văd ce vă poruncește Domnul. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. Și să le prăznuiască în luna a doua, în ziua a patruzeci seara, să le mănânce cu azimi și ierburi amare. Să nu lase din ele nimic până a doua zi dimineața și să nu frângă niciun os din ele să le prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paște. Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui. Pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia pedeapsa pentru păcatul lui. Dacă un străin care locuiește între voi răznuiește Paștele Domnului, să se țină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași lege să fie între voi pentru străin ca și pentru băștinași. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii. Și, de seara până dimineața, deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. Capitolul 10. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: făți două trâmbițe de argint, să le faci de argint bătut. Ele să-ți slujească pentru chemarea adunării și pentru pornirea taberelor. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine la ușa cortului întâlnirii. Când se va suna numai cu o trâmbiță, să se strângă la tine căpeteniile mai mari peste miile lui Israel. Când veți suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la răsărit când veți suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbăresc la miază zi, pentru plecarea lor să se sune cu vâlvă. Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunați, dar să nu sunați cu vâlvă. Din trâmbițe să sune fiii lui Aaron, preoții. Aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. Când veți merge la război în țara voastră, împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbițe când vă veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea s-a ridicat norul de pe cortul întâlnirii. Și copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran. Această întâie plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise. Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Iuda era mai mare Nahșon, fiul lui Aminadab. Peste oștirea seminției fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Tsuar. Peste oștirea seminției fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. Când a fost desfăcut cortul, au pornit întâi fiii lui Gershon și fiii lui Merari, ducând cortul. Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Ruben era mai mare Elițur, fiul lui Ședeur. Peste oștirea seminției fiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Țurișadai. Peste oștirea seminției fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. Apoi au pornit chehatiții ducând sfântul locaș. Până la venirea lor, ceilalți întinseseră cortul. Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Efraim era mai mare Elișama, fiul lui Amihud. Peste oștirea seminției fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahțur. Peste oștirea seminției fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Gideoni. Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, împreună cu oștirile lui. Ei erau coada tuturor taberelor. Peste oștirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amishadai. Peste oștirea seminției fiilor lui Asher era Paguiel, fiul lui Ocran. Peste oștirea seminției fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. Acesta a fost șirul în care au pornit copiii lui Israel după oștirile lor. Așa au plecat. Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise. Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: Eu vi-l voi da. Vino cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Hobab i-a răspuns: Nu pot să merg, ci mă voi duce în țara mea și în locul meu de naștere. Și Moise a zis: Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii călăuză și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul. Ei au plecat de la muntele Domnului și au mers trei zile. Chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor și a făcut un drum de trei zile ca să le caute un loc de odihnă. Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei când porneau din tabără. Când pornea chivotul, Moise zicea, Scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea: Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Amin.